mă doare capul, 25 de participanți la Eurovision. Too much. Cine merge anul ăsta? O fi Ruslan Țăranu? Ce ziceți? După mai mulți ani trăiți în Occident, Ruslan Țăranu hotărăște să revină în țară. Peste hotare a învățat să facă diferența dintre tendințe și gusturi provestice și proestice, venind cu explicații revoluționare ale logicii muzicale occidentale. Concepție muzicală, la noi eu o numesc concepție mai mult sovietică. Ce înseamnă asta? Cum înainte, bel canto, cuvintele numai decât trebuie să audă foarte tare, vocea domină deasupra muzicii ca să auzim bine cuvintele și numai decât o melodie așa lină, da? Asta gusturile noastre până acum încă sovietice. Dar care sunt concepția muzicală occidentală? Acolo este numai un criteriu, asta caracterul. Poți să ai voce, poți să n-ai voce, poți să fii tânăr, bătrân, nicio importanță, să ai caracter. Ruslan Țăranu afirmă că piesa sa a fost scrisă special pentru Eurovision, luând în considerație gusturile melomanilor occidentali. Și ea corespunde totalmente. Măcar că dacă e în română, română sună foarte frumos, eu socot că limba română e a doua după engleză, care sună foarte frumos. O sugestie a lui Ruslan Țăranu vizează procedura finală de selecție. El este de părere că balanța deciziei finale ar trebui să încline în partea juriului. Juriul este o echipă profesionistă care știe regulile Occidentului, ale noastre, melodica, armonie, tot. Ei sunt specialiști pentru asta și de asta eu cred că majoritatea voturilor trebuie să fie numai decât a juriului, dar nu a publicului. Fiindcă publicul în chestia asta atunci, anul trecut, Pavel Turcu trebuia să plece la Eurovision. Eroul nostru consideră că textul piesei trebuie să fie scris într-o singură limbă, în cazul său limba română, și nici de cum o alternanță cu cea engleză sau altă limbă. Asta numai provinciale fac așa, pun câteva strofe în engleză și după ce român, adică de ce? Ca să arate că ei tot cunosc limba engleză, așa nu se face. Sau engleză, fiindcă piesa trebuie să aibă un caracter. Sau în română, sau în engleză, sau în spaniolă, de ce nu? Ruslan este de părere că orice muzician trebuie să experimenteze și niciodată să nu-și pună careva bariere în creație. După ce am arătat niște piese care pentru mine n-au avut nicio importanță, dar pentru dânsul taman asta e caracter și eu i-am interesat pe dânsul cu piesele astea care nu credeam că au o valoare. Ruslan a mai încercat să participe la preselecția națională pentru Eurovision și cu toate că norocul nu i-a sorus niciodată, asta nu îl împiedică să o mai facă încă o dată și desigur cu mai multă întârșire și mai multă insistență în ceea ce face. Nu eram admis nici în semifinală, dar dat anul acesta este un progres foarte mare, sunt admis taman în final. În cadrul concursului Eurovision Moldova, Ruslan insistă și pune accentul nu pe cantitate, ci pe calitate. Din 93 de concurenți, înseamnă sunt doi artiști adevărați. Eu socot că fiecare țară trebuie să trimite un artist adevărat cu caracter, să nu fie rușine. Și 3 de cori și o pereche de ciocănașe au fost revelația acestei piese. Va merge sau nu? Sau în balul spre Düsseldorf? Dorulea ta Dorulea ta
Câțiva ani la rând, victoria în cadrul preselecției Eurovisionului Național a trecut pe lângă Pavel Parfeni, lăsându-l doar la câțiva pași distanță de învingător. El speră că acest an îi va purta mai mult noroc și îl va conduce spre realizarea scopului mult râvnit. Nu excludem niciun fapt, nici muzică, nici ținută scenică, nici a cânta live, nici piesă. Pentru ca să câștigi și să reprezinți țara bine, trebuie să faci tot. Memories of she ever said, you play like a drum inside my head. So now I got none better thing than follow you and let you lead. Prin cântecul său, Pașa Parfeni a intenționat să aducă un nou suflu muzicii folclorice și totodată să altoiască dragostea de țară tinerii generații. Eu și echipa mea reprezentăm o nouă generație a muzicii populare, muzicii natale, și noi ne mândrim cu rădăcinile noastre și ne dorim ca și următoarea generație să fie dor de țară. Eu cred că simbioza țimbalul și naiul și muzica modernă, muzica de stil de dans, da, o să face o nouă generație muzicii din Moldova, cred că așa mai bine. Orice cântec își are istoria și începutul său. Piesa Dorule a început de la un simplu apel telefonic. Mi-a arătat piesa, eu am spus că pașa această piesă, cred că nu știu dacă este cu... Putem să o combinăm cu țimbalul. El a spus că nu, eu sunt încrezut și iată că a avut dreptate. Am compus eu și am compus într-un moment, știi, am avut inspirație, nu țin minte unde, dar am avut inspirație să-ți fac anume piesa cu elemente populare pentru Eurovision. Give me wings to fly for the pain of fear. Pe YouTube, de exemplu, și pe net, anumite comentarii ai reușit să spicuiești legate de prestația voastră și de piesa Dorule. Am citit comentarii normal, am citit numai bine. Serioasă? Ia să vedem, cam și eu câteva. Așa, ia citește-l pe. Da, citesc și eu, da, Pașa. Hai, citește cu voce. Foarte și foarte bine, e o piesă superbă. Cred că anume piesa asta trebuie să reprezintă țara. Pașa e încăpățânat rău de tot. El vede doar ceea ce vrea să vadă. Mersi mult, Pavel Parfeni! Dar trebuie și pentru toată lumea să arătăm o nouă Moldova, da? O Moldova modernă, dar și cu elemente de etno. Încă un element important, spun membrii echipei lui Pavel Parfeni, poate fi desprins și dedus din titlul piesei. Deci este vorba iarăși de cuvântul dor, care nu mai există într-o altă limbă. Chiar și într-o strofă, Pașa menționează, anume, prin textul în engleză, lămurește lumea că nu mai există așa un cuvânt în altă limbă. No other song is quite the same as your voice that is to say. Let me keep that up and bound and get a beat that's bounce and pound. Chiar dacă unii afirmă că amestecul lingvistic la Eurovision nu este binevenit, atunci în cazul piesei Dor, acest lucru are o conotație aparte. E o latură paralelă, aș spune, muzicii pe care o facem. Deci, în primul rând, intercalarea între muzica populară cu cea de beat, cu țambal și nai, exact aceeași am vrut să redăm noi și prin limbi. Deci, de ce nu poate să fie o română amestecată cu o engleză și alte limbi? De ce nu? Deci asta este frumos și asta a fost ideea noastră de bază.